Polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității Dâmbovița au organizat vineri 11 decembrie o nouă întâlnire în cadrul proiectului Dincolo de aparențe. Consumul de droguri și efectele acestora au fost principalele subiecte atinse. Două persoane private de libertate le-au împărtășit tinerilor din experiența lor, de ce au ales să facă asta, precum și consecințele faptelor săvârșite. Nu am fumat că-mi doream, am fumat că fumau mai mulți, am fumat că vreau și eu să fac parte dintr-un anumit grup mai interesant. Era o cerință la apartenența acestui grup? Nu era o cerință, la timpul ăla drogurile nu erau foarte... flagelul ăsta al drogurilor nu era foarte dezvoltat, dar erau oamenii mai interesanți, care știm toți, care toți ne aducem aminte că la o vârstă fragedă existau grupuri mai interesante care ne doream să intrăm și noi sau eram geloși, invidioși pe felul cum se comportă, pe felul ce au, mai multă notorietate sau... Ce vârstă aveau cei de acolo? Cred că un pic mai mare ca a mea. Un pic mai mare ca a ta. Dar cum ai ajuns să intri în contact cu ei? Dorința asta de a fi peste alții de vârsta mea. Înainte de a fi arestat pentru această infracțiune, eram elev în ultimul an de liceu, eram clasa 12-a. Pentru mine a reprezentat o cădere foarte mare. Deci a reprezentat, s-au tăiat toate visurile. Ce speranță aveai la momentul respectiv? La momentul respectiv, fiind ultimul an de liceu, mă gândeam ce o să fac după. Respectiv o facultate, visul meu era acela de a deveni ofițer de poliție. S-a năruit în totalitate, mi-a mai rămas o facultate care să, nu știu, să repare într-un fel greșeala pe care am făcut-o. Adrian spunea mai devreme că în jurul lui erau două grupuri, șmecherii pe care și-a dorit și și-a ales, și cei care, nu pot să-i spun toți, dar cei care și preocupau sau ocupau timpul cu cartea, cu matematica, fizica, cu româna, în jurul tău erau la fel? Nu pot spune că făceam parte dintr-un anturaj dubios al șmecherilor, cum îi spuneți dumneavoastră, făceam parte din grupul tocilarilor, să-i numim așa, dar vedeți, și în grupul acesta al tocilarilor mai apare câte mai o fisură, răsare câte ceva care nu aduce întotdeauna ceva bun. Elevii și-au dorit să afle mai multe de la cele două persoane private de libertate și au pus o serie de întrebări. Întâlnirea cu aceștia a fost o adevărată lecție de viață pentru adolescenți. Obiectivul proiectului constă în informarea și sensibilizarea tinerilor cu privire la situațiile de risc care conduc la acte de violență, prin discuții interactive cu persoane care execută pedepse privative de libertate.